Furtunile au făcut prăpăd în multe zone din țară. În Tulcea, o mașină a fost luată de o viitură. Cei doi bărbați aflați înăuntru s-au salvat la limită. Pericol de explozie pe Valea Oltului. O cisternă cu CPL s-a ciocnit cu un tir. Oamenii din zonă au fost evacuați. Și Comisia Europeană a decis să ridice restricțiile impuse importurilor de cereale ucrainene valabile în 5 țări, printre care și România. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Furtunile anunțate de coduri roșii și portocalii de vreme rea au lovit cu putere centrul țării azi noapte. În Cluj-Napoca, sistemul de canalizare a fost blocat de o ploaie torențială. Apa a căzut în cantități uriașe, a inundat străzile, a blocat traficul și a ajuns în multe locuințe. Iar în această dimineață, într-o localitate din Tulcea, două persoane au trecut prin momente teribile după ce mașina în care se aflau a fost luată de o viitură. Aceste secvențe au fost surprinse în comuna Horia, din județul Tulcea. Ploaia căzută pe dealurile din zonă s-a revărsat în zonele joase și pe drumul național 22D. În mașina surprinsă de viitură se aflau un bărbat de 60 de ani și șoferul de 20. Cei doi nu și-au pierdut cumpătul și au reușit să iasă din vehicul până la sosirea echipajelor de intervenție. Un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea și SVSU Horia au intervenit pentru evacuarea două persoane aflate într-un autoturism surprins de viitură. Acestea au fost recuperate și transportate într-o zonă de siguranță. În Cluj au fost emise două avertizări de vreme rea, una de cod portocaliu și alta de cod roșu. Ce a urmat i-a pus la gran încercare pe șoferi. Uite-l pe ăsta unde s-a băgat. Dumnezeule, incredibil! Acest tânăr a rămas cu mașina blocată sub un pod. A ieșit din autoturism și a încercat să îl împingă, dar fără succes. Dar de ce te-ai băgat? N-ai văzut? Nu ne-am dat seama. Pietonii surprinși de ploaia torențială au căutat adăpost. Chiar m-a prins fără umbrelă și pe mine și pe el. E posibil să alunecăm, dar având în vedere că deja n-a plouat, aie, se îndoarcă. Locuitorii au fost avertizați de vremea rea prin mesaje RoAlert. Eram acasă când am văzut, de două mi-au venit. Pompierii au primit peste 40 de solicitări de la oamenii care s-au trezit cu apa în curți și beciuri. Și județele Vâlcea și Argeș au fost sub un cod galben și unul portocaliu de precipitații. În Pitești a plouat câteva ore și mai multe străzi au fost inundate. Pentru că ploile nu se opresc, specialiștii au emis o atenționare hidrologică de cod galben pentru județe precum Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș sau Olt, unde există pericolul producerii de inundații. Pericol uriaș pe Valea Oltului după ce o cisternă cu GPL s-a ciocnit cu un tir în apropierea comunei Racovița. Șoferul cisternei, care circula cu viteză prea mare pe șoseaua acoperită de ploaie, a intrat pe contrasens și a lovit camionul. La fața locului au sosit echipaje de pompieri care au trasat un perimetru de siguranță și au evacuat oamenii din zonă pentru evitarea unei tragedii. Traficul a fost blocat complet 2 ore și jumătate, timp în care echipele de intervenție s-au asigurat că nu sunt scurgeri de gaz. Niciunul dintre cei doi șoferi nu a fost rănit. Speriați de viața tot mai scumpă, tinerii români amână momentul în care devin părinți, iar natalitatea se prăbușește. Revenim la subiect imediat. În timp ce elevii s-au întors la cursuri, părinții au început deja să cotizeze pentru bunăstarea celor mici. La îndemnul profesorilor se strâng sume mari pentru fondul clasei, iar școlile reușesc să cumpere lucrurile necesare pentru activitatea de zi cu zi. Practica este ilegală, însă mulți directori spun că nu reușesc să se descurce doar cu banii primiți de la bugetul local. Nu, este obligatoriu. Dacă nu este obligatoriu, nici nu este legal. Nu, 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 are, nu este. Poate. Copilul stă 10 ore pe zi în grădiniță și 50 de ore pe săptămână. Copilul are foarte multe nevoi. Statul nu ne poate oferi și nu ne poate acoperi toate aceste nevoi. Acesta este un fragment dintr-o discuție înregistrată, purtată între părintele unui copil de grădiniță și directoarea unității cu program prelungit din Iași. Tatăl a refuzat să plătească banii ceruți pentru fondul clasei. Am văzut pe un grup de părinți că s-a cerut o anumită sumă, mai exact 60 de lei, pentru materiale de întreținere, igienă pentru copii. Mi se pare rușinos că în 2023 să cer bani pentru hârtie igienică. Directoarea grădiniței spune că a cerut ajutorul părinților pentru că banii primiți de la primărie nu ajung pentru cei 200 de copii înscriși. Consumul este foarte mare și nu facem față cu ceea ce ne dă primăria.
Situația se repetă în majoritatea școlilor din țară. În Ploiești, tatăl unei fetițe din clasa 1 ne-a povestit că părinții au primit sugestii cu privire la ce trebuie să cumpere. El a hotărât să nu dea bani. Părinții se complac în povestea asta ca să le fie bine copiilor, pentru că trebuie. Estimativ, părinții oferă anual între 150 și chiar 1000 de lei unităților de învățământ, potrivit Federației Naționale de Părinți. Nu este normal, mai acum avem și finanțare externă prin PNRR, doar directorii care nu au întins mâna nu au primit bani. Sunt 3,6 miliarde care intră în școli. Conform legii, părinții pot sponsoriza școlile dacă se constituie în asociații sau pot ceda cei 2% din impozitul pe venit unităților de învățământ. Se pot constitui asociații acolo părinți și să înceapă demersuri pentru obținerea de fonduri prin cotizații de la membri sau prin sponsorizări de la persoane terțe prin care să-și acopere necesitățile imediate. Vorbim mai aici de obiecte de mobilier unde nu sunt, de tehnologie IT sau video. Regulamentul de funcționare a școlilor interzice implicarea elevilor sau profesorilor în strângerea de fonduri. Ca să nu-și piardă interesul și să meargă de drag la serviciu, tot mai mulți angajați români primesc drept beneficiu acțiuni sau părți sociale la compania în care lucrează. Deveniți coproprietari ai firmei, chiar fără putere de decizie, oamenii sunt motivați și automat mai responsabili. Iar dacă valoarea acțiunilor crește, atunci au și un câștig financiar. Grupul Renault a anunțat că până în 2030 angajații săi vor deține 10% din firmă. Printre cei care primesc sau pot cumpăra acțiuni la preț preferențial sunt și muncitorii de la Dacia. Este un lucru pozitiv de partea salariaților să simt mai motivați cu această ofertă din partea grupului. Vor beneficia de asta cei care vor avea un contract de muncă în vigoare la data de 2 octombrie și au cel puțin 3 luni vechime. Angajații pot cumpăra acțiuni cu o reducere de 30%, în valoare de cel mult un sfert din salariul lor anual. Conform unui comunicat, obiectivul este de a alinia interesele salariaților cu ambițiile companiei. Acțiunile nu pot fi vândute timp de 5 ani. Vedem peste 5 ani dacă ne ajută sau nu. Am și cumpărat. Foarte mulțumiți. Considerăm că facem parte din structură. Și fondatorul unei mari companii de software din Cluj-Napoca a hotărât să-și cedeze o parte din acțiuni celor pe care îi conduce. Am dorit foarte mult ca angajații să fie colegi, să fie parteneri în business și să reușească să se implice. Nu profit de ele pe termen scurt, ci să se valorizeze la un preț poate mult mai mare în viitorul apropiat. Inclusiv Intel, unul din giganții high-tech ai lumii, le dă ocazia angajaților să devină coproprietari. Pe bursă este în jur de 38 de dolari. În timp, poate într-un an, doi, valoarea se dublează, se triplează. Doar că nu toți salariații apreciază un asemenea stimulent, mai ales dacă trebuie să plătească și impozit pentru un venit de natură salarială. Eu ce să fac cu 10 acțiuni și alți sau miliarde? Niciodată. Deci nu le doriți? Nu. Este bune, dar ne oprește bani nouă, în loc să ne dea ei ne oprește. După decembrie 1989, românii au trecut prin experiența privatizării Mebo, din care mulți nu s-au ales cu nimic. Tinerii români decid tot mai greu să devină părinți. Potrivit Institutului Național de Statistică, vârsta medie la care femeile se gândesc să facă un copil a crescut cu peste 5 ani numai în ultimele 3 decenii. La rândul lor, bărbații așteaptă să treacă de 30 de ani. În aceste condiții, nu este de mirare că natalitatea se prăbușește. Sociologii sunt de părere că inclusiv calitatea vieții, migrația puternică și lipsa unui ajutor din partea statului atârnă greu în balanță. Acești părinți au avut primul copil după 30 de ani. Au vrut să fie siguri că vor putea să-i ofere ceva. Sunt vremurile grele, financiar și absolut din toate punctele de vedere. Salariile sunt mici. Potrivit INS, se nasc tot mai puțini bebeluși în România. Numai în primele 7 luni ale acestui an sunt cu aproape 16.000 în minus față de aceeași perioadă din 2022. Iar vârsta medie a femeilor care devin mame este în creștere, de la puțin peste 22 de ani în 1990 la 27,5 ani în prezent. Potrivit sociologilor, româncele se gândesc întâi la carieră și vor să se asigure că au stabilitate financiară înainte de a face un copil. Cristina are 38 de ani și spune că abia acum este pregătită să devină mamă. Imediat după facultate ne pregătim pentru o carieră. Trebuie să ne investim mult mai mult în ce ne propunem și ca să lași cariera, să ai copii, atunci când te vei întoarce va fi foarte greu. În condițiile în care să zicem că vei rămâne singură, ce faci tu dacă poți tu să acoperi ceea ce îți lipsește? Și bărbații acceptă să fie tați după 30 de ani.
Unii aleg cariera, alții aleg familia, depinde. Eu nu pot să zic că am ales niciuna, nici alta, doar că las timpul să treacă și să vină atunci când trebuie. A face un copil e o decizie care implică mult mai mult decât femeia. În momentul în care vezi că sistemul de sănătate este destul de prost, sistemul de educație este destul de prost, calitatea vieții este destul de scăzută și cu salariul tău de-abia te ajungi, e, în tot acest context te gândești de două ori dacă vrei să dai naștere la un copil acum sau amâni momentul cu speranța că va fi mai bine. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, din 1990 a fost înregistrată o scădere bruscă a natalității, iar în 2022 am atins chiar un record negativ. Primăria Generală a Capitalei caută soluții pentru a-i muta pe locatarii din clădirile care urmează să fie consolidate. În acest moment, aproape toate locuințele pe care le dețin autoritățile locale pentru astfel de situații sunt ocupate. În unele apartamente stau proprietari care așteaptă de peste 10 ani să le fie consolidate casele. Acesta este un living și un dormitor. Așa arată un apartament de necesitate al primăriei. Familia care locuiește aici s-a mutat dintr-un bloc de pe strada Ștefan Lucian, construcție cu bulină roșie. Toți proprietarii au primit o locuință, așa zis, de necesitate în blocul acesta. În cazul meu, pot să vă spun, aveam 72 de metri pătrați suprafață utilă, aici sunt 63, deci comparabil. Chiar e o zonă civilizată. În cele mai multe cazuri, consolidările clădirilor cu risc seismic nu pot fi demarate, fiindcă proprietarii nu vor să se mute, chiar dacă sunt fonduri pentru lucrări. Sunt și situații în care consolidări începute acum mai bine de 10 ani nu sunt finalizate din cauza unor proiecte făcute greșit, cum este și cazul acestei familii. Deci acum inaugurăm primul deceniu de când am plecat din casele noastre. S-au început lucrările, s-au sistat. Sunt promisiuni destul de credibile și într-un an, un an jumătate, poate ne redobândim și noi casele. La imobilul de pe strada Pictor Ștefan Lucian, consolidarea a fost aprobată în anul 2009 prin intermediul primăriei. În 2011, proprietarii au plecat din locuințele lor pentru a face loc muncitorilor, însă 5 ani mai târziu, contractul a fost reziliat. Abia în 2019, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, imediat după înființare, a preluat situația, iar acum, prin fondurile PNRR, clădirea va putea fi în sfârșit consolidată. Ulterior, prin înființarea instituției AMCCRS și prin finanțele disponibile din mai multe surse, clădirile pot fi consolidate în timp util. Acum primăria caută soluții pentru cei care urmează să fie mutați, pentru ca lucrările de consolidare abia contractate să poată începe. Ne adresăm locuințelor de necesitate. Astăzi avem 260 de apartamente. În prezent acestea sunt ocupate. Cealaltă opțiune pe care o avem și ne-o permite legiuitorul este aceea de a închiria de pe piață. Din păcate, la prima licitație pentru a găsi un dezvoltator care să închirieze primăriei o clădire rezidențială a participat o singură firmă și nici aceea nu corespundea în totalitate cerințelor primăriei. Acum, municipalitatea a organizat de urgență a doua licitație. La Cluj-Napoca se va construi cel mai mare institut de cercetare în inteligență artificială din Europa de Est. Universitatea Tehnică din oraș, sprijinită de Comisia Europeană, vrea să pună bazele unui hub al tehnologiei viitorului. Valoarea proiectului trece de 20 de milioane de euro. Institutul Inteligenței Artificiale se va întinde pe o suprafață de 13.000 de metri pătrați, aproape de centrul Clujului. Va avea 30 de laboratoare, 15 săli de suport, săli de conferințe, dotate cu echipamente de înaltă performanță. Va fi un loc de dezvoltare a unor proiecte majore de cercetare în acest domeniu. Mă refer la domeniul de medicină, de cyber security, de robotică. În laboratoare se vor experimenta prototipuri în diverse domenii. De pildă, diagnosticarea medicală inteligentă va fi testată pentru automatizare extinsă în fabricație. Acest centru va permite cercetare de top prin infrastructura care va fi pusă la dispoziție și prin crearea unui cadru pentru resursă umană de calitate. Specialiștii spun că inteligența artificială ne va face viața mai ușoară, așa cum s-a întâmplat de pildă cu electricitatea. Preia o parte din activitatea noastră intelectuală. Și aici este punctul în care ne speriem noi, în care avem senzația că urmează să ne înlocuiască. Împreună tot cu TCN-ul s-a dezvoltat cadrul strategic național pe inteligență artificială, ceea ce
va fi baza pentru strategia națională de inteligență artificială. Pentru ridicarea centrului e nevoie de peste 20 de milioane de euro. Cei mai mulți bani vor veni de la Comisia Europeană, o mică parte din bugetul universității, dar și dintr-un împrumut al Băncii Europene de Investiții. Reprezentanții universității spun că în proiect vor fi implicați inclusiv agenți economici, interesați de tehnologia viitorului. Potrivit unui studiu recent făcut de compania Ipsos în 31 de țări din toată lumea, românii se clasează pe locul 4 atunci când sunt întrebați dacă înțeleg ce înseamnă inteligența artificială. Pe litoral, soarele blând i-a convins pe mulți turiști să vină la plajă și de ce nu să facă o baie în mare. Cei care au intrat în valuri spun că apa mării pare mai caldă decât în sezon. Unele hoteluri s-au închis, dar cele care încă funcționează nu duc lipsă de oaspeți. Întinși la soare și cu o bere rece în față. Așa i-am găsit pe mulți dintre turiștii sosiți pe litoral la mijloc de septembrie. Să profităm de ultimul weekend, că după aia s-a terminat cu mare. Soare, apa curată, caldă și toată lumea să vină la mare, ultimul weekend. Este foarte plăcut. Ce apă e bună? Mai bună decât în august. E ciorbă. Este caldă, este bună pentru... Este încă de scăldat. Pe lângă vremea prietenoasă și apa caldă, oamenii sunt atrași de prețurile de extra sezon. Considerabil mai mici. Atâta pot să vă zic. De exemplu, cât plătiți pe o noapte de cazare acum? 150 de lei. La hotel 300. Sezon era undeva la 400, presupun. E diferență super mare. Alții însă spun că era loc și de reduceri mai mari. Cum mi se par prețurile acum, la mijloc de septembrie? Cam mari, exagerate, da. Ce vi se par prețurile mari? Păi la orice, la tot. În mare parte, șezlongurile au fost adunate, iar beach barurile demontate. Au mai rămas amenajate doar sectoarele de plajă care aparțin unor hoteluri. Iar aici un șezlong este 30 de lei. O bere la draft este acum 5 lei. Limonada și frapeul sunt 15 lei. La mâncare, prețurile au rămas cam aceleași ca astăvară. Dacă pe plajă sunt încă suficienți turiști care se bucură de ultimele raze de soare, pe faleză, în Eforie Nord, este destul de pustiu. Și asta pentru că majoritatea restaurantelor și a teraselor sunt deja închise. Și hotelurile se pregătesc de închidere. Câteva vor primi turiști până la sfârșitul lunii. Gradul de ocupare este în continuare unul foarte mare. Suntem ocupați peste 90% în acest moment. Turiștii au profitat de vremea bună care a ținut cu ei și, bineînțeles, și de tarifele bune oferite de programul Litoralul pentru Toți. O cameră pornește de la 78 de lei pe zi. O parte din unități se vor închide mâine, dar rămânem în continuare cu 3 unități de cazare până la sfârșitul lunii. Aproximativ 10.000 de turiști sunt în acest weekend la mare. Tradiția vinurilor de peste Prut a ajuns și în capitală în acest weekend. Vizitatorii unui târg de profil au apreciat o colecție impresionantă de peste 1.000 de sticle diferite de vinuri și spumante de la zeci de crame din Moldova. Cei mai curioși au gustat din licor și au cumpărat și pentru acasă. România! Cu vinurile albe, roșii sau roze, dulci ori seci și nenumărate tipuri de spumante, cele 43 de crame moldovenești prezente la Festivalul Vinului Moldovei din București au impresionat sute de oameni. Oh, ce plăcut este! Foarte bun, chiar îmi place, este destul de aromat. It's very good! Amazing! Wonderful. Oamenii au început să fie din ce în ce mai cunoscători, au început să consume vinurile seci așa cum ar trebui să fie consumate. Vinuri clasice, în primul rând, mai nou Sauvignon Blanc, rară neagră și fetească neagră, niște monosoiuri tradiționale. Iar specialiștii ne-au împărtășit câteva secrete. Sfatul meu este cumpărăm un box de 6, și să vă spun și de ce 6, și vedem același vin pe perioada 6 ani. Este un elixir a sufletului. De fiecare dată când este turnat în pahar, de fiecare dată când îl savurați, veți avea emoții diferite. Curioșii au putut să testeze vinurile. Un pachet standard costă 79 de lei și include 10 degustări. După o plimbare pe la standurile de vin, unii și-au luat și pentru acasă. Câte sticle ați cumpărat acum? Să spun? Cam vreo 20. Republica Moldova este țara care cel mai mult vin exportă, aproape cât produce, 85%, și dacă anul trecut au fost exportate 104 milioane de litri, aici 10% le-au constituit vinurile exportate în România. Conform Organizației Internaționale a Viei și Vinului, un român a consumat anul trecut în medie 23 de litri de vin, mai mult decât Belgia, care a avut un consum de 21 de litri, sau decât Canada. În total,
Românii au cheltuit doar anul trecut peste 2 miliarde de lei pentru această băutură. Festivalul Vinului Moldovei ține până mâine, iar intrarea este liberă. Degeaba sunt disponibile sute de milioane de euro de la Bruxelles pentru investiții în amenajările piscicole dacă cei care fac afaceri cu pește în apele statului nu au contracte cu autoritățile. Din 65.000 de hectare de luciu de apă gestionate de responsabili, mai bine de jumătate nu sunt acordate prin contracte ferme. Este cadrul propice pentru diverse aranjamente, iar deținătorii unor astfel de înțelegeri nu pot lua fonduri europene. Marian Avram conduce în prezent Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură. E medic veterinar, fost director al ANSVSA Tulcea, dar din CV aflăm că a mai fost și secretar de stat și președinte ANSVSA București. Eu pot să vă spun că am preluat această activitate de anul trecut, mai exact în martie. Imediat o hotărâre judecătorească a blocat concesiunile pentru că patronatele au contestat în instanță decizia privind nivelul redevenței. Unul dintre protestatarii de la Ministerul Agriculturii administrează o salbă de lacuri în județul Mureș. La ferma piscicolă Glodeni, la noi situația stă în felul următor. Nu putem accesa fonduri europene din cauza că statul nu ne semnează concesiunile, nu ne fac titlurile, actele de concesiune. Deci, practic, voi sunteți acolo fără contract. Avem un contract, dar fără titlu. Deci, exploatare fără titlu. Și ce ar trebui? Ați făcut sesizări la AMPA sau ce? Am făcut, sigur, stau acolo, dosare peste dosare. Sunt foarte multe ferme în țară care sunt în cazul nostru. Așteptați. Practic, cei de la AMPA, prin intermediul unor astfel de înțelegeri, îi iau la mână pe toți cei cu contracte fără titlu. Cert e că pe noi ne afectează ca autoritate de management, pentru că sunt foarte mulți fermieri care au activele în proprietate, ei exploatează ferma respectivă, dar nu pot utiliza Fondul European de Pescuit pentru că nu au contract de concesiune. Noi nu putem aloca fonduri europene decât celor care vin cu dovada unui contract de exploatare pe cel puțin 8 ani de zile. Din 232 de milioane de euro, cât este valoarea totală a viitorului program, 110 milioane i-am dedicat sectorului de acvacultură, pentru că asta este principala menire a programului operațional de acvacultură și pescuit. Dar nu putem accesa fonduri, nu putem face mari lucruri. În 2019, în decembrie, avem un nou cod administrativ, care, după părerea mea, impune o procedură foarte anevoioasă privind concesiunile bunurilor statului. În acest moment avem procedura pentru 7400 de hectare. Acvacultura se zbate și în apă și pe uscat între ministerele agriculturii și mediului, iar deținătorii de crescătorii sunt pasați între structuri diferite cu dublu rol. Adică o agenție ANPA de la primul minister și Direcția Apelor Române de la al doilea minister. Nu se acordă subvenții, apar sporadic scheme de sprijin, dar, ca la orice treabă românească, apar mereu oportuniști cu relații la responsabilii de la stat. Conform situației din teren, de-a lungul timpului, diversi antreprenori au cumpărat, la marea privatizare, activele fostelor amenajări piscicole, adică diguri, terenuri și alte imobile destinate activităților din acvacultură. Dar luciul de apă și suprafețele de sub lacuri sunt proprietatea statului, fiind gestionate de ANPA pentru lacuri naturale sau de cei din administrațiile bazinale ale apelor române pentru amenajările artificiale. Până la urmă, toți veți ajunge să jucați după cum vă cântă rușii, a avertizat Vladimir Putin. Și cu asta, practic, a șters oferta de negocieri pe care tocmai o lansase ucrainenilor. Pe de altă parte, surse de la Kiev anunță că liderul cecen aliat cu Putin, Ramzan Kadyrov, ar fi în stare critică din cauza insuficienței renale. Între timp, Kim Jong-un și-a continuat vizitele prin fabricile de armament ale Rusiei. Kim Jong-un și-a petrecut și această zi în Rusia, în Vladivostok, oraș imens de la marginea Rusiei. Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, i-a fost ghid într-o fabrică de avioane de vânătoare. Oaspetele a avut astfel ocazia să inspecteze bombardierele strategice rusești cu capacitate nucleară și rachetele hipersonice Kinjal. Între timp, Vladimir Putin îl primea la Sochi pe Alexander Lukashenko, ocazie pentru Putin să sublinieze că este deschis negocierilor de pace, cel puțin teoretic. Заявлениями Блинкена, что Россия и Украина все-таки станцуют свое танго. Как вы оцените перспективы переговорного процесса? Что касается
американцев, то они сами не умеют танцевать этого танго. Они все, Соединенные Штаты, все пытаются решать с позиции силы. Или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозой применения военной силы, либо применением, и я за счет говорил, мы никогда не отказывались от переговоров. Поэтому, пожалуйста, если другая страна хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо. А вот я поговорю, а с той стороны мы что-то не слышим. Кстати, всем, так или иначе, всем придется на бараню. Ну или, в лучшем случае, казачка. Вроде же плясать начали, 3 раунда переговоров прошли в Беларуси, потом в Стамбуле, а потом Блинкин с Остином Зеленскому команду дали, тот запретил вести переговоры. Analiștii occidentali s-au grăbit totuși să interpreteze declarația lui Putin despre negocieri drept semn al disperării provocată de situația dezastruoasă de pe front. În altă ordine de idei, Comisia Europeană a decis să ridice restricțiile impuse importurilor de cereale ucrainene, valabile în 5 țări, între care și România. Bruxelles a cerut în schimb Kievului să anunțe până luni un plan de măsuri eficiente pentru controlul transporturilor de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui. Bulgaria a votat pentru eliminarea restricțiilor, dar Polonia, Ungaria și Slovacia au anunțat că vor pune în aplicare propriile restricții asupra importurilor de grâne ucrainene, trecând așadar peste decizia Comisiei Europene. La noi, premierul i-a cerut ministrului agriculturii să pregătească un mecanism prin care să fie compensate pierderile agricultorilor români. Angajații celor mai mari 3 constructori auto din Statele Unite au declanșat greva după eșecul negocierilor dintre puternicul lor sindicat și patronate. Deocamdată în greva simultană au intrat 12.700 de oameni de la câte o uzină a fiecărui producător, General Motors, Ford și Stellantis. Însă protestul riscă să se extindă la toți cei 146.000 de angajați. Sindicatul solicită creșteri salariale de 40% și securitatea locurilor de muncă în cursul tranziției către vehiculele electrice. Potrivit experților, o grevă de 10 zile ar costa economia americană peste 5 miliarde de dolari. Să curgă berea. Mii de oameni participă la renumitul Oktoberfest de la München și au făcut rezervare. Ajungem și noi acolo după o scurtă pauză. Berea este vedeta orașului München unde a început Oktoberfest. Timp de 2 săptămâni, mii de oameni se vor așeza în fața unei halbe într-unul dintre corturile special construite de autoritățile bavareze. Festivalul berii se întinde pe o suprafață de aproape 35 de hectare, dar cererea publicului este atât de mare încât doar cei cu rezervări au voie să intre în corturi. Sunt servite beri produse în cele 6 fabrici tradiționale din München, dar petrecăreții se pot bucura și de alte bunătăți locale. Însetații trebuie să știe însă că prețul unei halbe de bere a crescut cu 6% față de anul trecut, ajungând să coste între 12 și 15 euro. Trecem la știrile din sport alături de Corina Caragea. Bună seara, Corina! Bună seara, Oana! Bună seara tuturor! Farul va străluci cu FCSB Crede Hagi înaintea derbiului ce se joacă cu casa închisă. Sirina a consumat de 10 ori mai multe substanțe interzise și a fost protejată. Cine sare în apărarea lui Halep? Și fotbalul a intrat la apă în Corea, la propriu. Imagini incredibile de la meciul lui Dan Petrescu. Imediat la sport! Victorie ca în meciul de titlu de anul trecut în derbiul cu FCSB, asta își dorește Hagi. Sirina s-a dopat și a fost protejată. Atac fără precedent al șefului Federației de Tenis, Cosac. Câți bani au încasat oltenii lui Mititelu după ce au răpus-o pe Dinamo cu un super gol? Imagini incredibile din Corea. Petrescu a pierdut meciul jucat în piscină. Lipă s-a întors în barcă alături de fostele campioane de la canotaj. Șmudică s-a luat cu mâinile de cap la revenirea în Turcia. Ratare incredibilă a lui Maxim. Surpriză mare pregătită de rapidiști pentru capitanul lor înainte de meciul cu Oțelul, un fost atacant al naționalei Angliei s-a făcut de râs în direct la televizor și pilotul care și-a făcut praf mașina de Formula 1 după ce s-a izbit de parapet. Cum stăm cu vremea, ne spune Busu. Bună seara, Busu. Bună seara, Oana. Nu prea grozav, până mâine la ora 12 avem un cod galben de ploi foarte abundente, a intrat în vigoare de dimineață, 35-40 de litri pe metru pătrat în zona marcată cu galben, dar sunt zone în care pot fi 60 de litri pe metru pătrat și vântul bate destul de tare, 60 de km pe oră. După aceea, luni e ceva mai bine, vremea se îmbunează, iese soarele și va fi mult, mult mai frumos.
Busu, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, găsiți toate informațiile momentului. La ProTV, după sport și vreme, începe serialul Groapa. Eu vă aștept mâine la ora 19. O seară minunată vă doresc!